La Spitalul Vatra Dornei este stabilit același diagnostic la un copil de 10 ani internat pe 13 iulie. Numărul cazurilor de meningită acută virală în județ a ajuns la 211 după ce în ultimele 24 de ore alți 4 pacienți au fost confirmați cu această boală. Potrivit reprezentanților Direcției de Sănătate Publică Suceava, este vorba despre o fetiță de 6 ani din Rădăuți și de 3 băieți, unul de 3 ani din Moldovița, altul de 7 ani din Suceava, care s-a îmbolnăvit la Horodniceni și ultimul de 12 ani din Plăvălari, Udești. În comuna Udești a crescut în ultima perioadă numărul bolnavilor de meningită acută virală și în ultimele zile au fost internați în spital o fată în vârstă de 13 ani, o alta de 7 ani și un băiat de 8 ani din Lucușoara. Luni, încă doi băieți, tot din Udești, au ajuns la Spitalul Județean Sfântul Ioan cel Nou din Suceava, unde li s-a pus diagnosticul de meningită acută virală. În prezent, în Spitalul Județean sunt internați 45 de suceveni bolnavi de meningită. 166 de cazuri sunt deja externate.